Cruzimea oamenilor față de animale este fără limite. În județul Alba, un câine de talie mare a fost găsit cu mai multe răni, agonizând într-un șanț. Deși inițial s-a crezut că a fost lovit de mașină, medicii veterinari și-au dat seama că a fost împușcat intenționat. Polițiștii încearcă să dea de urma celui responsabil. Urs, așa cum l-au botezat medicii din Cluj, urmează să fie operat mâine a doua oară. Nu este deloc agresiv și deja a început să mănânce. Greul însă nu a trecut. Am scos noi fragmentul ăsta, dar ăsta necesită mai multe investigații să vedem cât de tare este afectat câinele. Doctorii și-au dat repede seama că Urs a fost împușcat. A fost împușcat cu pușcă de aer comprimat, cu alice, de mai multe ori, din păcate, și... Una din ele au penetrat osul la coloană vertebrală și au provocat paralizie. Ținem pumnii pentru el să aibă o viață un pic mai ușurică, se deplaseze. Pe urs l-a găsit agonizând într-un șanț un localnic din Șard. L-am tras eu cumva din șanț și el s-a târât mai departe lângă un gard, așa la umbră, dar era într-o stare jalnică. Am crezut că l-a lovit o mașină și au constatat că a fost împușcat. S-au văzut alicele. În ciuda legislației înăsprite, să zic așa, în continuare animalele sunt abuzate, noi suntem sunate zilnic de către iubitori de animale care găsesc diferite cazuri, loviți de mașină, schinjuiți de oameni sau mușcați, nu știu, poate de alte animale. Și încercăm să ajutăm în limita posibilităților. Cei de la Poliția Animalelor au anunțat că încearcă să-l găsească pe vinovat.